În continuare ne menținem tonus, în continuare suntem foarte activi, cu atât mai mult cu cât avem parte de o toamnă foarte frumoasă. Cum ne afectează vremea și temperaturile de afară? Are directă legătură cu starea noastră generală? Într-adevăr, astăzi chiar în tradiția românească și creștină în general, începe toamna. Pentru că sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci este, în mod tradițional, prima zi de toamnă. Este ziua în care se spune că șerpii se retrag în adăposturi, este ziua în care începe viticultura, începe recoltarea strugurilor și, slavă Domnului, noi suntem aici o zonă frumoasă, deluroasă, care pe terasele sale cultivă struguri și avem și vinuri de foarte bună calitate. Odată cu această zi, sigur că ne așteptăm și la o scădere a temperaturilor, dar până la urmă, luna septembrie are o calitate deosebită. Este soare și răcoare, ca să fac o rimă, o combinație minunată pentru organism. Dacă astăvară am avut soare, dar uneori și cu o căldură insuportabilă și uneori și niște furtuni compensatorii pentru caniculă, în luna septembrie ne așteptăm la o combinație din aceasta echilibrată, care sper să fie pe sufletul nostru, mai ales că începem treaba. Încep școlile, începe munca organizată, regulată, ca să spun așa, după perioade de concediu și asta, de fapt, face ca, până la urmă, totul să ducă și la o bună educație și la prosperitate și totul iese bine atunci când este rânduială.